Războiul din Ucraina a schimbat nu doar subiectul știrilor de la televizor, ci și subiectul conversațiilor noastre și poate pentru unii dintre noi chiar și agenda zilnică. Suntem tot mai îngrijorați cu privire la ce se întâmplă la vecina noastră din nord, dar în același timp, îngrijorările cresc și cu privire la soarta noastră și chiar a lumii întregi. Oare va izbucni cel de-al treilea război mondial? Oare Rusia va folosi arme nucleare? Nu știm. Ceea ce putem ști sigur este că Isus, printre multe alte învățături pe care le-a dat, a vorbit și despre războaie și despre vremea sfârșitului. Fără să facem speculații, aș vrea să ne reamintim și să reafirmăm ceea ce a spus Isus și să ne reamintim ceea ce avem noi de făcut în astfel de împrejurări. Dan, cum au fost pentru tine ultimele zile de când am aflat că Rusia a invadat Ucraina? S-a schimbat și la tine ceva în programul zilnic? S-a schimbat conversații? oarecum pentru că toți suntem preocupați de ce se întâmplă în jurul nostru și de cum putem să fim de folos. Mai exact să înțelegem ce se întâmplă și eu sunt preocupat și mi-aș dori să reușesc să înțeleg uh, ce se întâmplă, de ce se întâmplă și să înțeleg ce trebuie să fac eu într-un astfel de context. Și bineînțeles că fiecare ne-am mobilizat de la a ne ruga până la a ne implica într-un fel sau altul. Uhum. Acum, de obicei, când auzim de calamități, de vești de războaie, cumva corelăm cu texte din scriptură care pun împreună aceste lucruri cu vremea sfârșitului. Cred că fiecare generație a fost preocupată de gândul ăsta că ar putea să fie ultima generație, nu? Da, și cred că pentru noi este un șoc pentru că. De 70 ceva de ani ne-am obișnuit cu pace în Europa. Război au mai fost în acești 70 și de la încheierea celui de-al doilea război mondial în alte zone ale lumii. Dar noi am stat liniștiți, cumva ne-am simțit în siguranță, și am crezut că nu vom mai avea de a face cu asta. Și iată că ne confruntăm iar cu război în Europa. Um, război au fost și pe vremea domnului Isus Hristos. Au fost și atunci speculații cu privire la finalul istoriei? Chiar aș fi curioasă să aflu ce credințe cu privire la escatologie aveau evrei din primul secol și poate chiar toată lumea primului secol. Înainte de a răspunde la întrebarea asta mai revin un pic la ceea dinainte. Ai corelat cumva războaiele și vește de războaie cu sfârșitul lumii. Însă eu mi-aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel. E adevărat, nu Isus. Noi vorbim despre Isus și uh, vremea sfârșitului. Dar Apostolul Pavel spunea: Când toți vor zice pace, pace, atunci o catastrofă întâlnită și neașteptată va veni peste ei. Cumva ar trebui să ne gândim nu doar la războaie, ci și la faptul că vremea sfârșitului este asociată cu o anumită pace globală. Și în mintea noastră ar trebui cumva lucrurile astea să fie corelate. Vedem că se duc se fac negocieri pentru pace și uh, există un efort global pentru a păstra pacea. Există organizații pentru menținerea păcii pe toate, în toate punctele fierbinte ale planetei, pentru că oamenii vor să ajungă la pace. Și Apostolul Pavel spune în epistola lui către tesaloniceni, când toți vor zice pace și liniște, atunci o catastrofă neașteptată va veni peste ei. Și se referă la ziua Domnului care va veni ca un hoț, spune Pavel, și aceasta este imaginea că va veni pe neașteptate. Referitor la întrebarea ta despre concepția oamenilor din secolul I vis-a-vis -vis de sfârșitul lumii sau de ceva de felul acesta, mă pot raporta la credința iudaică, pentru că avem Vechiul Testament și putem înțelege puțin de acolo și este evident, mai ales în ultima mie de ani, de la David la Hristos, că a existat o așteptare a unei împărății a lui Dumnezeu pe pământ cu un Mesia Davidic, fiul lui David, să vină să instaureze o împărăție în care să domnească la Ierusalim și să guverneze toată lumea printr-un urmaș al lui David. Și asta cumva era o perspectivă oarecum Escatologică, dar nu în sensul de sfârșit al lumii, ci de ajungerea unui rege Davidic să conducă lumea la pace, la prosperitate și, bineînțeles, Israelul să fie uh, centrul, centrul uh, lumii, de unde se guvernează lumea. Mm -hmm. da? Asta era așteptarea la un moment dat. De la David, cunoaștem din istorie că a început, mai exact după Solomon, o prăbușire a monarhiei. Evreiești, s-a dezbinat regatul, au fost cuceriți de asirieni, regatul de nord, de babilonieni, regatul de sud, și evreii și-au înțeles cumva lecția istoriei, au înțeles că Dumnezeu i-a disciplinat prin aceste cuceriri ca să renunțe la idolatrie. Și cel puțin cei care s-au întors din captivitatea babiloniană au venit de acolo. Purificați și complet convinși că trebuie să se închine lui Iahve. Și în privința asta nu au mai călcat pe bec, cum am spune noi astăzi. Nu au mai fost tentați de idolatrie. Și acum așteptarea lor era bună, dacă ne-am pocăit de asta, dacă revenim la ceea ce ne cere Dumnezeu, așteptând să instaureze împărăția. Mai ales că Daniel, în cartea lui și când vorbim despre sfârșit de escatologie, sunt câteva cărți biblice din Vechiul Testament care au de-a face cu asta, cum e Daniel, Ezechiel, ceva din Ioel, Zaharia. Și Daniel interpretează visul lui Nabucodonosor în capitolul 2 al cărții lui. Și acolo se vorbește despre împărății care se vor succede una după alta și spune, dar în vremea acestor împărați, din urmă, ultimii menționați din chipul acela al lui Nebucarnețar, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Asta este asta scrie Daniel undeva în secolul 6 înainte de Hristos. Și evreii așteptau acum după ce au plecat din captivitate după ce s-au pocăit idolatrie să vină împărăția. Această împărăție ei știau și ei credeau, avem și profeții din Isaia, cu această epocă mesianică în care Mesia Davidic va veni și va instaura o perioadă de prosperitate, de pace, când răul de pe pământ se va încheia și va fi totul bine. Au venit din, captivitate și au așteptat 100 de ani și n-a venit împărăția. Mai mult decât atât, prin secolul 2 a venit împărăția seleucizilor, asirienilor și au cucerit din nou. Și după aceea, în anul 63, a venit împărăția romanilor, Pompei, și au fost din nou cuceriți. Și cumva mentalitatea iudaică a trebuit să se transforme. Și de la această uh, împărăție și așteptare a unei împărății davidice, au început să se gândească la o împărăție care este dincolo de istorie și nu în istorie. Și aici începem să vorbim despre escatologie sau despre vremea sfârșitului, care cumva postulează două ere. Era de acum și era viitoare. Și conform cărții lui Daniel, acel uh, mesager Davidic sau rege Davidic cumva este văzut ca un fiu al omului și este transfigurat în ceva dincolo de istorie, un fiu al omului care va instaura o împărăție dincolo de veacul acesta. Va pune capăt veacului prezent și va, va instaura o eră nouă cumva asta era așteptarea în vremea lui Isus, în vremea lui Ioan Botezătorul și de asta când Ioan Botezătorul vine și spune pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. El anunța împărăția asta și ei cumva în funcție de concepția la care ajunseseră, unii așteptau încă probabil un rege davidic în istorie care să-i răsoarne pe romani, dar alții așteptau instaurarea veacului nou, au înțeles că această epocă istorică se încheie și trebuie să înceapă alta. Cam asta, cam asta, erau credințele evreilor la vremea în care apare Ioan Botezătorul și chiar și Mântuitorul Iisus cu același mesaj. Chiar el spune mai mult, s-a împlinit vremea, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Eu mă gândeam la un alt text, la dialogul dintre Isus și Marta în care ea amintește acolo de o a morților, la care speră ea că se va întâmpla și învierea lui Lazar. Deci o concepție despre uh, un final al istoriei și o înviere a morților exista și în poporul evreu înainte de Isus. Da, și asta tot din Daniel, dacă citim tot în Daniel, Daniel uh, vorbește despre asta și el spune în capitolul 12, ultimul capitol al cărții lui mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Și cumva pe baza cărții lui Daniel încet încet așteptarea lor s-a schimbat și așteptau, da, o, un sfârșit al istoriei, o înviere, o judecată, condamnarea celor nedrepți și viața nouă pentru cei drepți, de la Daniel. Și vezi tu, natura asta umană e la fel de curioasă în toate veacurile s-au făcut atâtea speculații de-a lungul timpului când va fi sfârșitul, dar uită-te pe paginile scripturii că și ucenicii întreabă pe Isus același lucru, nu? Eu am deschis la Evanghelia lui Matei, la capitolul 24, care este un capitol escatologic, și asta este întrebarea ucenicilor. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Da, și Isus le răspunde tot în termenii cărții lui Daniel. Pentru că Daniel, tot în ultimul capitol, aude cuvintele acestea de la îngerul care vorbește cu el. După ce el pune o întrebare tot legat de sfârșit. Spune el în 12 cu 8, eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Și Daniel e interesat de sfârșit, pentru că are niște viziuni, înțelege că Dumnezeu va lucra ceva în istorie și dincolo de istorie și a, auzi ce îi răspunde îngerul. El a răspuns, du-te Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Și după aia îi dă niște indicii în zile în care sunt interpretate în fel și chip, astfel încât unii cred sau au crezut că pot calcula acest timp al sfârșitului. Însă, ultimul verset din Daniel spune, iar tu du-te până va veni sfârșitul. Iată, ideea de sfârșit apare de trei ori în ultimul capitol din Daniel. Du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odigni și te vei, te vei scula iarăși o dată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Deci asta, Daniel, profeția lui Daniel are un impact uh, fantastic asupra gândirii de aici în ce privește sfârșitul. Și când ucenicii pun întrebarea, Curioși ei sunt ca și Daniel, că și el întreabă când va fi sfârșitul. Își dau seama că Mântuitorul cunoaște niște lucruri, a vorbit despre niște lucruri. Și sunt și ei curioși când se va întâmpla asta. Hai să vedem ce indicii dă Isus cu privire la sfârșitul veacurilor. Pentru că, așa cum spuneai că lui Daniel i s-au dat niște semne, tot așa și Isus dă niște indicii despre finalul istoriei. Da, el dă niște indicii, dar n-aș vrea să înțelegem că sunt niște marcaje foarte clare pe care noi le putem uh, urmări, căuta și să ne dăm noi cu părerea. Cel mai, uh, cel mai uh, important mesaj pe care Iisus îl are pentru ascultătorii lui în ce privește sfârșitul este Vegheați, pentru că nu știți când va veni Fiul omului. Și... În toate indiciile astea, cum le numești, din Matei 24, el mai degrabă îi învață ce să facă și ce să nu facă și îi avertizează cu privire la niște pericole. Le spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Primul lucru, poți să fii foarte ușor înșelat când te gândești la lucrurile astea ale sfârșitului. Vine, nu vine, e acum, ce se va întâmpla? Și apoi el le dă, le spune, vor veni în numele meu, Hristoși mincinoși, și vor înșela pe mulți. Uite, despre asta chiar aș vrea să vorbim mai pendelete. Ce ce înseamnă asta? Se vor multiplica uh, rezile, vor fi, nu știu, oameni care vor pretinde că sunt Isus, că se vor întoarce. Va fi clar o, o, o epocă de mare confuzie acum ar trebui să spunem de la bun început că pasajul acest discursul acesta escatologic al lui Isus din Matei 24-25 se referă la două evenimente. Și este o muncă hermeneutică și exegetică foarte dificilă să înțelegem care anumite cuvinte se referă la primul eveniment respectiv cucerirea evreilor de către romani din anul 70 și care cuvintele lui Isus se referă la sfârșitul istoriei. Și aici când vorbim despre Hristos mincinoși, se referă poate la ambele, dar cred că cu prioritate la secolul I în care trăia Isus. și citim din faptele apostolilor, de exemplu, și vedem că au fost mai mulți pretinși Mesia după care se duceau oamenii. A fost unul Teuda, a fost, un Iuda, Iuda, a fost altul Iuda Galileanul și ei pretindeau: Eu sunt Mesia, urmați-mă pe mine, îi răsturnăm pe romani, aducem eliberarea, împărăția Davidică. Și ăștia erau, proliferau acești înșelători care atrăgeau mulțimile după ei, și apoi erau eliminați de către romani. Cred că se referă la astfel de Mesia. Cel mai celebru dintre ei este cunoscut în istorie, în anul 135, Barco Ziba. Fiul Stelei, care a reușit să-i convingă pe uh, cei din vremea lui că el este cu adevărat Mesia, și, deși căzuse Ierusalimul în anul 70, a condus o revoltă care i-a înrăit atât de mult pe romani încât efectiv au ras toată uh, zona de pe fața Pământului, au schimbat numele din Israel în uh, Elia Capitolina, pentru că acest Mesia fals. A făcut iarăși o revoltă fantastică care i-a pur și simplu i-a bulversat pe romani. La astfel de mesia cred că se referă, care vor pretinde să fie urmați că ei sunt și s-a întâmplat în secolul I când scrie Isus. Nu înseamnă că nu se va întâmpla și la finalul istoriei, pentru că vorbește Apostolul Pavel și Ioan în Apocalipsă despre Anticrist despre un pseudo Hristos și asta e tot în același duh al amăgirii. Și e evident că în vremea din urmă va exista acest duh al înșelării și oamenii vor fi foarte ușor induși în eroare de astfel de pseudo Hristos. Cum să îl recunoaștem pe adevăratul Hristos în atâta confuzie? E foarte simplu. Se spune despre cei care lucrează cu banii și care au datoria să identifice bagnotele false, că niciodată ei nu studiază bagnotele false. Ei studiază bagnotele originale. Și cunoscând foarte bine originalul, imediat deosebești falsul. La fel și cu Hristos și falsi. Trebuie să-L cunoști pe adevăratul Isus și pe adevăratul Hristos. În momentul în care îl cunoști pe adevăratul Hristos, imediat îți vei da seama când vine unul fals. Pentru că el nu este în armonie cu Hristosul din Evanghelie. Și e, e simplu. Erau uh, unii care mărturiseau că Isus nu a venit în trup sau că a venit uh, doar în trup și nu în duh. Erau unii care veneau cu pretenții uh, din astea politice. E clar că nu se potrivesc cu mesia de aici. Și atunci îmi dau seama imediat că este fals. Ok. Hai să mergem mai departe cu textul. Ajungem la războaie, despre care spuneam. Versetul 6. Veți auzi de războaie și veți de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul nu va fi atunci. Războaiele au fost în multe secole. Istoria umanității este o istorie mai degrabă a războaielor decât a păcii. Și acesta n-ar fi un indiciu neapărat. Pentru mine, personal, cred că accentul pe care Isus îl pune aici nu este pe războaie ci pe veți auzi de. Și cred că ceea ce se întâmplă în vremea noastră, accesul la informație al tuturor, asta este nou. Și Isus spune: "Atunci veți auzi de războaie și vești de războaie." Adică veți avea canale de știri, veți avea acces la știri și veți auzi despre lucrurile astea. Și cred că asta este nou de la inventarea radioului în secolul 20 cu televiziunea în contextul de al doilea război, război mondial, mondial da? Da. Și oamenii auzeau efectiv ce era era o noutate. Și da. asta este accentul pe care eu personal cred că îl pune Isus aici, că vom auzi, vom avea uh, informații despre ele. Dar în ce mod presa schimbă, nu știu, modul în care receptezi. Nu știu neapărat dacă schimbă Dar îți îți furnizează o informație prelucrată care te bombardează. Și uite-te că noi suntem bombardați continuu. Am fost bombardați în ultimii doi ani cu știri despre morți, de COVID și alte lucruri legate de acest virus, și acum suntem bombardați despre, cu bombardamentele din Ucraina. Și nu e rău că avem acces la informație. Și nu vreau să spun asta. Doar că psihologic, emoțional, spiritual suntem afectați că auzim toate astea. Și Isus asta spune, veți auzi de război. Și el, pre, el înțelege că lucrurile astea vor duce la o stare de spirit de înfricoșare. Spune, vedeți, să nu vă înspăimântați, să nu vă înfricoșați. Și asta cred că se întâmplă astăzi. Având acces, chiar și copiii, și auzeam uh, emisiuni despre asta, copiii își uh, au telefoanele, intră, caută, au acces și ei sunt foarte preocupați. Adică, fiul nostru și-a făcut un grup cu niște colegi. Exact, să discutăm doar despre războiul din Ucraina. O preocupare la clasa 5. Și ei pot auzi. Asta mi se pare o noutate pe care Isus o spune că va fi în vremea aceea sfârșitul. Deci potențialul acesta de a uh, crea panică prin faptul că știi ceea ce în trecut nu puteai să afli dacă era un război la două sate de tine, probabil că aflai ce era a... în proximitatea da, ta da. dar nu știa ce se întâmpla în capătul celălalt al planetei sau pe un alt continent, ceea ce noi acum aflăm, deci toată Bine rețeaua de sate e o lume tot... mult mai interconectată absolut, mm -hmm. suntem un sat global mm -hmm. și atunci asta ne afectează mm -hmm. un neam se vascula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății vor fi pe locuri cu tremure, epidemii, foamete, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Am trăit și așa ceva, nu? <gâmpări> Le-am trăit și pe acestea și au mai fost în istorie. Iisus cumva e preocupat nu neapărat de aceste evenimente, cât de cum sunt ele receptate de oameni. Și de asta spune, aveți grijă să nu fiți înșelați. Evenimentul este că vor veni mesia falși. Dar ce faci tu? Nu te lăsa înșelat. Evenimentul e că vor fi, vei auzi de războaie. Ce faci tu? Nu te înfricoșa. oșa. Uh, vor fi cu tremure, vor fi foamete, vor fi ciumi. Ce trebuie să faci tu? Asta nu e decât începutul durerilor. Să știi că lucrurile se precipită spre un final. Cumva să te pregătești pentru uh, o perioadă Dificilă, care durează, să-ți dezvolți anduranța la vremuri dificile? Da, această expresie, începutul durerilor, este expresia folosită pentru durerile nașterii uh -huh. ale unei femei. Și cumva, ce spune Isus, când lumea asta va, va deveni de nelocuit și de netrăit, să știți că se naște lumea cea nouă. Uh -huh. Lumea asta este în durerile nașterii. Și cred că asta trebuie să percepem, că da, se intensifică durerile și o femeie știe când se intensifică durerile și contracțiile, se naște uh, copilul. La fel, vedem cum se contractă piețele financiare, se contractă uh, toată lumea asta și se, se războiește și se clatină, se naște lumea cea nouă și asta trebuie să înțelegem noi. Și Isus asta spune, fiți atenți, nu neapărat, de asta spuneam că nu sunt niște indicii ca să te uiți și să faci calcule ci mai degrabă să-ți evaluezi atitudinea, starea și să aștepți nașterea lumii noi. Acum, nu știu cum să le spun dacă nu indici, dar aș vrea -le. să le parcurgem pe toate. așa. Pentru că sunt lucruri interesante uh -huh. de aflat la fiecare. Uh... Continuăm versetul 9. Și vorbește despre prigoană, atunci vă vor da să fiți chinuiți mm. și vă vor omorâ, omorâ. Veți fi urâți de toate națiunile pentru numele meu. Și interesant că se întâmplă lucrurile astea sub ochii noștri. Da? Organizația Open Doors face în fiecare an acel index al persecuției. Și observăm că sunt zeci de țări în care creștinii sunt persecutați și chiar uh, s-a ajuns la concluzia că, de fapt, credința creștină este cea mai persecutată. Cea mai persecutată iar în secolul în 20. 20, noi trăim acum în secolul 21, dar în secolul 20 au fost cei mai mulți martiri, mai mult decât în secolele anterioare. Adunați-vă adevărat că și populația lumii a crescut, dar creștinii au fost și sunt persecutați teribil. Ce este un indiciu? În contextul acesta al persecuției spune atunci mulți vor cădea, se vor trăda unii pe alții, se vor urâi unii pe alții și se vor scula proroși mincinoși și vor înșura pe mulți. Asta înseamnă că vor fi lideri de opinie care vor da o anumită direcție și caracterul lor nu va fi pe măsura a ceea ce pretind că sunt, pentru că ce se vorbește aici cădere, trădare, ură, E vorba despre caracter, dar în același timp vor fi cu eticheta de profet, însă ei vor fi mincinoși. Da, și mai văd aici uh, un semn uh, legat de înmulțirea fără de legii. Și aici am auzit discuții uh, în contradictoriu și chiar aș vrea să aflu părerea ta. Crezi că generația asta este mai păcătoasă, mai coruptă moral decât altele? Eu nu cred asta. Eu cred că natura umană este aceeași și nu cred că este păcat pe care îl poate face cineva acum și nu l- putea face pe vremea lui Isus. Te poți gândi la uh, orice și au fost dintotdeauna. Cred că noi trăim sentimentul ăsta pentru că e viața pe care o trăim noi acum și este realitatea pe care o cunoaștem cel mai direct și nemijlocit despre epocile anterioare. Avem informații. Din istorie și sunt fragmentate și mult mai puțin. Dar nu cred că generația aceasta este mai păcătoasă decât alta. Dar nu cred că lucrurile se fac sau răul uh, este pus la rang egal cu binele, adică uh, lucrurile se întâmplă pe față, da? Înainte existau anumite. Nu știu, rigori impuse de cel puțin în România, de puterea comunistă și nu aveai voie să manifeste răul, poate Acum are șansa să se manifeste, el Bine. o făcea nascuns probabil Bine, eu înainte acum, nu? Eu acum nu mă gândeam la secolul XII, mă gândeam la secolul I, la lumea greco-romană care era la fel de pervertită și uh, sunt istorici serioși care vorbesc despre cauzele prăbușirii Imperiului Roman și îi spun că nu au fost cauze militare și nici economice, ci cauze morale. Imperiul Roman s-a prăbușit din cauza imoralității. Nu, nu e nimic nou sub soare. Dar Cred nu că... crezi că există, nu știu, o sinusoide, așa, o generație este mai austeră, alta, ca o contrareacție, vine și este mai hedonistă? Asta poate și local. Despre ce spațiu vorbim? Că nu poți să spui global. Știi, mm -hmm. noi poate ne raportăm iarăși la Europa, la America, la, la România, în primul la rând. La România, da, la partea da. de, E posibil să existe astfel de nuanțe. Însă, Isus cred că avertizează aici că există o legătură între păcat sau uh, sfințenie, neseparat de păcat, și dragoste. Noi, în comunități, vedem și uneori spunem că s-a răcit dragostea dintre oameni, dintre frați, dar asta are legătură cu faptul că noi am scăzut sau am schimbat standardele Sfințeniei. Și cu cât trăiești mai aproape de Dumnezeu și mai după standardului și în Sfințenia cerută de el, cu atât dragostea se manifeste mai mult. Și cumva noi ar trebui să corelăm aceste, aceste două atributele lui Dumnezeu, sfințenia lui și dragostea lui și le se regăsească în noi. Cred că dacă e să vorbim de generația noastră, am renunțat la niște standardele sfințeniei și ne permite mult mai multe libertăți spunând că nu-i păcat nici asta, nici cealaltă și efectul sau consecința este că nu mai putem iubi. Pentru că păcatul anihilează în noi capacitatea de a iubi. Și aici aș pune accentul. Cred că asta se va uh, întâmpla și asta spune Isus. Și cred că nu în ultimul rând, uh, vremea sfârșitului va fi marcată de întoarcerea lui Hristos. Este evident că din Evanghelii și din tot Noul Testament, pentru noi, cuvântul sfârșit se traduce prin reîntoarcerea lui Isus Hristos, a Mântuitorului. Uh, noi nu așteptăm o catastrofă când spunem că vine sfârșitul lumii. Noi așteptăm revenirea Mântuitorului. Și dacă revin la ideea aceea de uh, două ere, era aceasta și era viitoare, veacul acesta și veacul ceva să vie, tocmai asta le delimitează. Uh, Isus spunea, pocăiți-vă, s-a împlinit vremea, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și venirea lui în lume a inaugurat... Împărăția lui Dumnezeu, aș putea spune chiar sfârșitul vremurilor, au fost inaugurate de prima lui venire și vor fi consumate de plin la a doua lui venire. Așa că este foarte corect să spunem sfârșitul înseamnă revenirea lui Isus. Deci împărăția a venit deja, dar nu încă. Da, noi trăim în această tensiune între deja și nu încă. Ea a fost inaugurată de Isus cu prima lui venire și va fi consumată de plin, adică el își va instaura Domnia de facto. Cu, odată cu a doua venire și asta spune când el spune aici Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor atunci va veni sfârșitul adică atunci se va întoarce Hristos când Evanghelia va ajunge ca mărturie nu spre mântuire, atenție ca mărturie la toate națiunile și nu spune la toți oamenii, spune la toate națiunile ai spus atunci va veni sfârșitul Isus a spus da, citându-l pe Isus, sfârșit. da. E, atunci acesta a dat bătăi de cap uh, multor, așa zis, uh, profeți, nu? Care au anunțat periodic că va veni sfârșitul, a venit data respectivă, nu s-a întâmplat nimic, cu oamenii și-au pierdut încrederea că mai există un sfârșit și asta aflăm chiar de la Apostolul Petru, da? Că oamenii din vremea lui spuneau când o să vină, că tot spuneți că o să vină, da? da. cu atât mai mult acum, după 2000 de ani, există nerăbdarea, nu știu, așteptarea asta să, să se întâmple ceva. Când? Ce facem cu toate speculațiile astea legate de revenirea lui Hristos? Le punem în sertarul cu speculații ca să nu spunem în coșul de gunoi. Adică, Isus a, a spus-o clar. Ziua aceea, ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl. Și credem că în, în perioada întrupării lui, nici el nu știa, că spune nici fiul. Nu înseamnă că acum când este glorificat, nu știe, dar atunci limitările întrupării au făcut ca nici el să nu știe asta în momentele acelea. Uh -huh. uh, dacă Isus spune că nimeni nu știe ziua, ceasul acela și dacă Isus amintește de multe ori vechească, nu știți când va veni Fiul omului. Și mai mult zice într-o altă evanghelie, el va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deci n-ai cum să-l calculezi. De asta când aude cineva că a calculat și îți spune anul, să spune luna sau... Deja pentru mine este, în co... este la coșul de gunoi al istoriei și al teologiei. Pentru că ieșim din ceea ce spune Isus, evident și accentul lui nu cade pe când va veni sfârșitul, ci pe ce trebuie să fac eu în așteptarea sfârșitului. Și de asta el repetă de multe ori vegheați că nu știți când va veni fiul omului. Discursul acesta se încheie în capitolul 24 cu un îndemn la veghere. Capitolul 25 continuă cu parabola fecioarelor chipzuite și nechipzuite care se încheie cu același mesaj. Vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni fiul omului. Acum, cum să înțelegem acest vegheați? E un fel de stare de trezie a minții, să discern vremurile, să înțelegi unde ne situăm în istorie, cum mai cum traduce. Eu am făcut. Vegea? Eu am făcut armata la grăniceri. Și noi trebuia să veghem. Eram, eram grăniceri, eram uh, în gardă. Ce trebuia să fac eu? Să stau în post și să nu dorm și să fiu tot timpul preocupat de ce se întâmplă în jurul meu, să nu vină vreun inamic, în stare de alertă, permanent. Cred că asta înseamnă vegherea. Ceea ce face un gardian, ceea ce face un grănicer, stă în alertă. El nu are voie să doarmă. Și aici este vorba de a fi conștienți de lumea în care trăim, de ceea ce se întâmplă și de ceasul istoriei. Să fim pregătiți oricând pentru revenirea lui Isus, să nu ne lăsăm adormiți sau amorțiți de mediul în care trăim. Spuneai să știm pe ce lume trăim. Mi s-a părut uh, revelatoare uh, comparația asta pe care Isus o face între vremea sfârșitului și vremea lui Noe. Uh -huh. uh, oameni care își vedeau de viața lor, mâncau, beau, nu ca astea ar fi lucruri rele, da? Se însurau și se măritau perfect. Dar uh, ceea ce este cu tremurător este că ei n-au știut nimic până când a venit potopul. Într-un cuvânt, ignoranță. Da. Uh, complet ignoranți uh, în legătură cu ce avea să urmeze. Și nu că n-ar fi putut să știe, pentru că noi construia Arca și, după unele interpretări biblice, a durat vreo 120 de ani până când el a reușit să construiască doar el cu familia lui. Poate că ei l-au bagiocorit, citim în Noul Testament că a fost un predicator noi al neprihănirii. Noi le-a spus, oameni buni, vine potopul, nu ploase până atunci niciodată, părea ceva neverosimil. Uh, ei și-au văzut de viață să mâncăm, să bem, să ne distrăm, uh, să ne însurăm, să ne uh, facem afacerile noastre. Și au văzut de viață, până când a venit potopul. Și acest n-au știut nimic, sublinează ignoranța și uh, o ignoranță, în ciuda informației. Asta este cel mai grav. Eu cred că asta trăim noi astăzi. Trăim într-o generație cumva anesteziată de plăcere. De acum de... și. aici. Exact, da. Da, și din păcate, uh, ideea asta a unui sfârșit. Al lumii, deși, uite, se discută acum despre arme nucleare și al treia război mondial, și ca să ar însemna sfârșitul cel puțin a unei părți din civilizația noastră. Totuși, această idee a fost aruncată în derizoriu de multe filme care s-au făcut pe tema apocalipsei, pe tema uh, finalului istoriei. Și oamenii zic, că asta e film, e poveste, nu e ceva real. Și a fost cumva bagatelizată. Cred că trebuie să ne întoarcem la Evanghelie și să vedem ce are Iisus de spus despre vremea sfârșitului, ce are Apostolul Pavel de spus și ce are Apocalipsa lui Ioan de spus despre vremea sfârșitului. Oare nu cumva veștile astea de război au menirea de a ne trezi puțin? Ba da, sigur ne-a scos din confort, din liniște aceea și ar trebui, dacă tot ne apucă frământarea și teama, să ne întoarcem spre Evanghelie și să vedem ce ar trebui să facem. Bun, am văzut ce spune evangheliile despre vremea sfârșitului. Ar mai fi multe de adăugat, dar ne oprim aici. Sigur, sunt și alte pasaje din evanghelie care vorbesc despre asta și uh, care merg până la judecata finală. Matei uh -huh. 25 continuă în același discurs Iisus până uh -huh. la judecata de apoi, uh -huh. când toți oamenii vor fi înaintea lui Dumnezeu și el îi va separa pe unii de alții și unii vor merge în împărăția lui și alții vor merge în focul cel veșnic. Dar ce vreau e să te întrebie, cum este completată escatologia în celelalte cărți ale noului testament. În fapte, în epistole, în apocalipsa? Față a, de ce spune Iisus aici. Da. Ce mai aflăm de la apostoli? Sau din. A, în, uh, faptele în, faptele, Ioan? în faptele apostolilor? În faptele apostolilor, avem mesajul Îngerilor care vin la înălțarea lui Iisus și vorbesc despre întoarcerea Lui. Foarte clar. Ei spun: Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și avem acest mesaj că Isus se va întoarce. În același timp, Cartea Faptele Apostolilor ne arată ce au făcut apostolii în așteptarea lui Isus. Au fost preocupați să predice Evanghelia. Pentru că ei au înțeles că atunci când Evanghelia va ajunge până la toate neamurile, până la marginile pământului, din Iudeea, Samaria, Galileea și până la marginea pământului, atunci va veni Iisus. Și ei au fost convinși că Isus vine în generația lor. De asta au fost plini de râvnă să ducă Evanghelia mm. să ajungă până la capăt. Să grăbească venirea Domnului. Nu? Exact. Uh, Pavel, de exemplu, era convins având cunoștințele vremii lui că un capăt al lumii este în Spania. La Finistere. Unde era, așa se numea, Finistere, capătul lumii, capătul pământului. Și el și-a dorit de aceea, de, avem două referințe uh, în Noul Testament în care el își exprimă dorința de a merge în Spania. Pentru că a vrut efectiv în generația lui să ducă Evanghelia până la capătul pământului. Tot el, Pavel, vorbește mai ales în epistola către tesaloniceni și am citat la început de acolo despre vremurile astea ale sfârșitului și spune, astea n-ar trebui să vă preocupe foarte mult, pentru că oricum ziua Domnului, cum o numește el și asta e iar o expresie din Vechiul Testament de la Ioel, ziua Domnului, uh, va veni ca un hoț, adică pe neașteptate. Voi doar nu sunteți ca ceilalți fii ai nopții ca să nu știți, voi sunteți fii ai luminii, așa că voi vedeți-vă de treabă și când va veni Domnul voia și asta este. În epistola către tot în vorbește de asemenea vis-a-vis -vis de sfârșit de răpirea bisericii, de faptul că... Uh, cei care vor fi în viață la venirea Mântuitorului vor fi luați, efectiv răpiți în Văzduh, vor fi înviați și morții și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Astea sunt adevăruri pe care le regăsim la Pavel, în concepția lui Pavel despre venirea Domnului, care înseamnă atât învierea morților, cât și răpirea credincioșilor în viață. Și dacă ajungem la Apocalipsa, care este o carte dificil de interpretat și nu putem noi în această emisiune, însă ce aș menționa de acolo, că Apocalipsa începe cu un Hristos glorificat, acel Iisus care murise pe cruce, îi se arată lui Ioan în insula Patmos, într-un context de suferință și îl încurajează prin faptul că el este acum înviat, este înălțat, este glorificat și că îi așteaptă. Pentru că Iisus spusese în Ioan 14, înainte de a merge la cruce, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și ăsta e sfârșitul pe care noi îl așteptăm. Să fim cu Isus, să vină Isus și să ne ia să fim cu El. Așa începe Apocalipsa, iar cartea Apocalipsa se încheie cu un repetat mesaj al lui Isus care spune, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și Eu strigătul vin bisericii, vină Doamne Și Iisuse. Duhul și Mireasa spune, vină Doamne Iisuse. Și așa se încheie cartea Apocalipsa. Eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Acesta este sfârșitul pe care noi îl așteptăm. De aceea nu ne înfricoșăm neapărat de războaie, de tot ceea ce auzim, de tot ceea ce se întâmplă. Știm că trebuie să se întâmple astea, știm că sunt durerile nașterii, dar noi așteptăm pe cel care se va naște. Ai spus deja foarte multe, dar dacă e să ne gândim la un ascultător al nostru care nu și-a pus problema cunoașterii Dumnezeului biblic până acum. Ce ar trebui să afle în vederea pregătirii lui pentru vremea sfârșitului? În primul rând, ce spune Mântuitorul care a inaugurat epoca aceasta a sfârșitului? El a venit cu acest mesaj, pocăițivă, vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și primul lucru pe care ar trebui să-l știe orice om este că în așteptarea sfârșitului trebuie să te pocăiești. Adică să-ți rezolvi cea mai mare problemă a ta ca om pe pământ. Problema păcatului care te aduce în fața unui Dumnezeu sfânt care te condamnă pentru păcatul tău dacă nu accepti că Isus a plătit în locul tău. Și aici cumva fiecare om trebuie să-și pună problema uh, faptul că la sfârșit va sta în fața lui Dumnezeu și va sta la judecata lui Dumnezeu și acolo vom trece în funcție de pocăința și credința pe care am avut-o în Isus Hristos. Ăsta e primul lucru, să mă asigur că mi-am rezolvat problema păcatului prin pocăință și prin credința în Isus Hristos. Al doilea lucru, dacă gândindu-te la sfârșit te apucă frica, ar trebui să te întorci Spre cel care conduce și gestionează vremea sfârșitului, adică spre Dumnezeu. Pentru că dacă noi ne uităm doar la evenimente și la oamenii uh, vizibili care produc evenimentele, da, care produc războaiele, de exemplu, acum, s-ar putea să ne înfricoșăm. Dacă ne uităm la armele nucleare, la tragedia din Ucraina, să ne înfricoșăm, să ne gândim dacă ajunge și la noi. Însă eu trebuie să ne ridic privirea de la. Oameni și evenimente mai presus de ei, știind ce știa Daniel: că Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările, că El controlează istoria, că Dumnezeu este suveran. Și atunci eu îmi liniștesc sufletul în această credință că Dumnezeu conduce istoria și că Lui nu-i scapă de sub control. E foarte frumos tot ce ai spus. Mă gândesc că sunt chiar oameni credincioși care trăiesc cu multă îngrijorare mai ales dacă sunt acolo în zona de război. Ei cum ar putea fi ajutați să treacă mai ușor prin toate experiențele astea, gândindu-se la învățătura lui sus despre finalul lumii. Acum ca oameni, indiferent că ești credincios sau necredincios, te temi, ne temem. Și există această emoție a fricii pe care o gestionăm cu mai mult sau cu mai puțin succes și nu vreau să bravăm nu suntem imuni niciunul dintre noi la frică e clar că ne temem pentru viața noastră de acum și de aici pentru viața celor dragi dar ne putem învinge teama aceasta cum spuneam uitându-ne la cine conduce istoria și Dumnezeu ne-a mai lăsat la îndemână rugăciunea în momentul în care eu îmi Uh, exprim fricile înaintea lui Dumnezeu în momentul în care eu mă rog și îi cer să-mi liniștească sufletul spune Biblia că pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne păzește mintea și gândurile în Hristos Iisus în urma rugăciunii. Adică eu vin și arunc toate îngrijorările mele uh, asupra lui Hristos, eu vin și le spun în rugăciune și în momentul acela Fac o tranzacție, eu îi dau îngrijorările și fricile și el îmi dă pacea. Și chiar asta spunea Iisus înainte să meargă la cruce, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu o dau cum o dă lumea, ca să nu vi se înspăimânte inima. Avem nevoie de această pace a lui Dumnezeu care ne poate liniști fricile. Pentru asta avem rugăciune, rugăciune. Și cuvântul. Pentru că am citit de curând o știre despre credincioșii din Ucraina care se adună și cum spuneai se roagă împreună, cred că și rugăciunea împreună uh, ajută la creșterea nădejdii în Dumnezeu, uh, oameni care la biserică s-au întâlnit și și-au povestit experiențe din timpul bombardamentelor, oameni care au citit psalmi împreună. Da, cuvântul mă ajută să am acea imagine a unui Dumnezeu suveran care conduce istoria, și să știu că nu X sau Y om sau uh, conducător lumesc conduce istoria, ci Dumnezeu. Și cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeul Bibliei, cu atât mai mare încredere în el. Cu cât am mai mare încredere în el, cu atât mă tem mai puțin. Pentru că este un alt verset din Psalmul 56 cu 3, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Și încrederea nu vine decât alimentată prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Am ajuns, iată, și la finalul acestui dialog, și mulțumim că ați rămas alături de noi. Sper că v-a fost de folos. Pentru mine, credința în Isus este ca o ancoră a Sufletului. Mă ajută și pentru viața de aici, pentru că, da, pot să cred că toate lucrurile sunt bine orânduite în agenda lui Dumnezeu și că toate au sens uh, din perspectiva Lui. Și mă ajută și cu privire la viața de dincolo, pentru că el este singura mea nădejde că voi ajunge acolo în rai, așa cum mi-a spus Harului. Sper ca și voi, citind Cuvântul lui Dumnezeu și rugându-vă să ajungeți la această convingere și inima voastră să fie păzită de îngrijorare în vremurile pe care le trăim. Pe curând!